WWE este cea mai mare companie de wrestling din lume și ne-a oferit o mulțime de meciuri și promouri fantastice făcute de niște wrestleri legendari pe care noi astăzi o să încercăm să-i așezăm într-un top 10 cei mai buni wrestleri din istorie, incluzând doar wrestleri din WWE, evident. Criteriile pe care le-am luat în vedere au fost talentul wrestlerului, timpul pe care l-a petrecut în companie, meciurile foarte bune făcute și reușitele acestora. Așa că în acest top nu vom vedea prea mulți wrestleri din prezent. Locul 10 este ocupat de Vipera Randy Orton, un wrestler foarte bun cu o carieră de peste 18 ani, fiind a treia generație de wrestler din familia Orton, acesta devenind și cel mai tânăr campion mondial din istorie. Vipera este unul din puținii wrestleri care se poate mândri că este un Grand Slam champion, adică are în palmares toate titlurile importante și fiind de 13 ori campion mondial. Se poate lăuda și cu câștigarea celor două meciuri de tip Royal Rumble din 2009 și 2017 și câștigarea valizei Money in the Bank din 2013 și are poate cel mai tare finisher din istorie și anume mult cunoscutul RKO. A avut multe feuduri foarte tari împotriva rivalilor săi Mick Foley, Batista, Triple H și John Cena, ultimul fiind rivalul său cel mai mare. Cea mai mare realizare a sa fiind unificarea titlurilor mondiale în 2013 la TLC, când l-a bătut pe John Cena într-un meci cu scări și s-a încoronat ca campionul campionilor. Locul 9 este Bret Hart, cunoscut și ca Bret The Hitman Hart, este o legendă a wrestlingului, fiind foarte iubit și apreciat de fanii din întreaga lume. Canadianul este foarte talentat și a oferit meciuri absolut superbe împotriva lui Stone Cold, Owen Hart și Shawn Michaels, cu ultimul având unul din cele mai epice feuduri din toate timpurile, care s-a terminat cu victoria nedreaptă a lui Shawn Michaels, iar după aceea Bret s-a ridicat și l-a scuipat în față pe Vince McMahon și a părăsit compania. De-a lungul carierei sale a câștigat de mai multe ori titlul mondial, dar și titlurile la echipe și titlul intercontinental, mai poate mândri că a câștigat de două ori turneul King of the Ring, dar și meciul Royal Rumble. Manevra sa de final este celebrul sharpshooter, manevra cu care a făcut istorie și cu care a învins mulți luptători foarte buni și ca o recomandare de la noi, ar trebui să vedeți meciul dintre el și Stone Cold de la WrestleMania 13, dar și meciul cu Shawn de la WrestleMania 12. Pe locul 8 este un alt wrestler canadian, The Rated R Superstar Age, un heel absolut senzațional care a avut niște rivalități istorice cu Mick Foley, Undertaker și John Cena. Și el se poate mândri cu faptul că este Grand Slam champion, fiind campion la echipe cu Christian, cu care a făcut meciuri incredibile împotriva celor de la Hardy Boys și Dudley Boys și este de 11 ori campion mondial. Totodată, era foarte bun la mic skill, iar în 2010, când s-a întors după o accidentare foarte periculoasă, a provocat un șoc la revenirea sa și a câștigat meciul Royal Rumble. A făcut meciuri istorice de tip TLC, fiind unul din cei care au creat acest tip de meci și a făcut meciuri foarte bune împotriva lui Undertaker și mai ales împotriva lui John Cena, pe care îl consideră cel mai mare rival al său. Manevra sa de final este spearul, manevra pe care a folosit-o să învingă cele mai mari nume din companie și a câștigat și primul servieta Money in the Bank din istorie. Dwayne Johnson, cunoscut în ring sub numele de The Rock, este un wrestler foarte bun care a câștigat 10 titluri mondiale, unul intercontinental și este de 5 ori campion la echipe. A oferit meciuri foarte tari împotriva lui Mick Foley, John Cena, Hulk Hogan și mai ales împotriva celui mai mare rival al său, Stone Cold Steve Austin. The Rock a fost un wrestler cu priză foarte mare la fani, fiind foarte iubit în perioada sa de glorie, dar și după retragere. Și acesta s-a remarcat prin mic skill-ul său fantastic.
În 2012 s-a întors pentru un meci pe care toți fanii wrestlingului îl voiam, lupta dintre el și John Cena, care a fost foarte tare, iar încasările au fost pe măsură, așa că WWE, după ce John Cena a pierdut meciul de la WrestleMania, a mai făcut un meci între cei doi la următoarea WrestleMania pe care The Rock l-a pierdut. Dar poate cel mai bun meci al său a fost cel de la WrestleMania 17 împotriva lui Stone Cold, un meci care a rămas în cărțile de istorie. Triple H, un wrestler senzațional atât ca heel, dar și ca face, care și-a dedicat toată viața marii sale iubiri și anume sportul pe care îl iubim cu toții, acesta în afara faptului că este de 14 ori campion mondial și are în palmares și titluri intercontinentale și la echipe, a reușit să câștige de 2 ori meciul Royal Rumble. A făcut parte din cele mai iconice grupuri, DX și Evolution, a avut feuduri foarte agresive și tari, care au intrat în istorie ca cel cu cel mai bun prieten al său, Shawn Michaels, sau meciurile de la WrestleMania cu Undertaker și meciurile intense cu Randy Orton și John Cena. Iar în 2002 a reușit să-l învingă pe Chris Jericho la WrestleMania, devenind atât campion intercontinental, dar și mondial, o performanță cu adevărat notabilă. Pe locul 5 se află bunul prieten al lui The Game și anume The Sexy Boy Shawn Michaels, un wrestler legendar, poate cel mai talentat atlet care a trecut vreodată prin WWE. Acesta a debutat în 1980 și și-a încheiat cariera în anul 2010 după un meci fabulos cu Undertaker. De-a lungul carierei a primit de 11 ori premiul pentru meciul anului, a avut rivalități legendare împotriva lui Triple H, Razor Ramon, Diesel, Bret Hart, John Cena, Chris Jericho și Undertaker. De asemenea, este Grand Slam Champion, având o mulțime de titluri în palmares și a câștigat de 2 ori consecutiv meciul Royal Rumble. Primul meci al lui împotriva lui Undertaker la WrestleMania este unul sau poate chiar cel mai bun meci din istoria WWE. În 2010, când și-a încheiat cariera, ne-a făcut pe noi cei de la TPT să plângem și cu siguranță nu am fost singurii care au dat o lacrimă pentru acest wrestler senzațional, care ar putea fi pus lejer și pe locul 1 în alte topuri de genul. Locul 4 este ocupat de John Cena, poate mulți l-ați fi văzut pe primul loc și putem înțelege de ce. În anii în care noi am început să urmărim wrestlingul, acesta era aproape invincibil, din 10 meciuri câștiga 9, iar al 10-lea îl pierdea din cauza unei intervenții sau ceva de genul. Cena a fost și este un idol pentru foarte mulți copii și putem spune că este cel mai popular wrestler din istorie. Acesta l-a egalat pe Ric Flair în topul wrestlerilor cu cele mai multe titluri mondiale, ambii având câte 16 și mai are și alte titluri precum cele USA și titlurile la echipe. A avut rivalități foarte tari cu Edge, Randy Orton, Triple H, Shawn Michaels, Batista, CM Punk și The Rock. Iar după ce Kurt Angle l-a făcut să cedeze, acesta a jurat că nu va mai ceda niciodată și până în prezent își respectă promisiunea. Locul 3 este ocupat de inegalabilul Nature Boy Ric Flair, poate cel mai bun heel din toată istoria wrestlingului mondial. Cu o carieră de peste 35 de ani în care Ric Flair a inovat wrestlingul pentru totdeauna, are un palmares uriaș, având 16 titluri mondiale, fiind egalat, cum am zis, de John Cena, un record fantastic pentru un wrestler fantastic. A avut o mulțime de rivalități istorice, precum cea cu Dusty Rhodes, Undertaker și Shawn Michaels. Și a ajutat la construirea unor mari luptători ca Triple H, Batista și Randy Orton. Se poate mândri și cu fiica sa Charlotte Flair, despre care putem spune că este cea mai bună divă din istoria WWE. Stone Cold Steve Austin, un wrestler foarte iubit, foarte carismatic și foarte bun în ring, despre care putem vorbi doar la superlativ. Austin, după cum v-ați dat seama după reacția oamenilor când acesta vine la diferite show-uri de wrestling, este foarte special. Nu mulți wrestleri pot avea această priză la fan și mulți spun că acesta ar fi cel mai bun wrestler din lume. Austin a oferit momente unice și meciuri de neuitat împotriva lui Shawn Michaels, Bret Hart și cu rivalul său cel mai mare, The Rock. Manevra sa de final, Stone Cold Stunner, este una dintre cele mai spectaculoase și uimitoare manevre, o manevră care a intrat în istorie alături de Austin. Rivalitatea sa cu The Rock este una dintre cele mai mari și agresive din istorie, vă recomandăm să vedeți meciul dintre cei doi de la WrestleMania. Locul 1 nu putea să nu fie altcineva decât legenda Undertaker, doar prin simpla sa prezență ne trezește și acum amintiri unice, acesta fiind cel mai înfricoșător și având cel mai bun gimmick din istorie.
Deathman, în afară că a câștigat o mulțime de titluri și este câștigător al multor meciuri de tip Hell in a Cell și câștigător al Royal Rumble-ului, acesta s-a remarcat prin seria sa incredibilă de la WrestleMania. Taker a oferit mereu cele mai tari lupte și mai mereu fiind omul care încheie show-ul și asta de mai bine de 25 de ani. Cu majoritatea atleților cu care a intrat în ring, a făcut meciuri bune, dar cele mai tari sunt cele împotriva lui Mick Foley, Triple H, Edge și Shawn Michaels. Am putea vorbi foarte mult despre acesta, dar mai mult ca sigur îi cunoașteți cariera sa, păcat că nu am văzut și un match între acesta la capacitatea sa maximă cu John Cena sau AJ Styles, sau și mai bine, meciul pe care fanii wrestlingului din întreaga lume și l-ar fi dorit, Taker vs Sting. Cam acesta a fost topul nostru, probabil voi aveți alte păreri, așa că scrieți-ne în comentarii topul vostru și dacă doriți, spuneți-ne și de ce ați ales respectivii wrestleri și bineînțeles nu uitați de like, share și subscribe și să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări. Salut!